primăria Ghirod a lansat un proiect menit să crească eficiența energetică pentru comunitate. Proiectul, în valoare de 140.290 de euro, beneficiază de un grant în valoare de 119.240 de euro oferit de Norvegia în cadrul programului pentru energie în România. Perioada de implementare a proiectului este până la data de 30 aprilie 2024. Proiectul include două sesiuni de training pe durata a două zile în comuna Ghiroda și Gyarmatavi. Sesiunile de training și management energetic sunt derulate de Asociația Energia Inteligentă și Western Norway Research Institute, parteneri în cadrul proiectului Eficiența Energetică în viața oamenilor din Ghiroda, și are scopul de a educa oamenii, comunitățile, agenții economici și organizațiile cu privire la problemele legate de energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică. Scopul proiectului este de a instrui și conștientiza un număr de minim 120 de persoane în ceea ce privește eficiența energetică, energiile regenerabile și comportamentul cetățeanului privind reducerea dependenței de surse tradiționale de energie. În cadrul acțiunii de instruire și conștientizare a locuitorilor comunei Ghiroda și a celor interesați din alte comune învecinate, vor fi prezentate următoarele module: creșterea eficienței energetice în clădiri, comportamentul consumatorului de energie, element esențial în asigurarea necesarului de eficiență energetică, cum reducem consumul de energie în clădiri, cum ne alegem casa, cum ne construim casa pentru o maximă eficiență energetică, creșterea cantității de energie regenerabilă la nivel de comunitate, un element de reziliență în contextul actual. Fiți conștienți de sursele de energie regenerabilă, potențialul resurselor geotermale din comuna Ghiroda, cum creștem eficiența energetică în comuna Ghiroda și cum reducem emisiile de CO2 în sectorul transporturilor în viitor.